Salut și bine ai venit! Subiectul acestui clip este mașini aduse la comandă și cum reacționează românii la acest concept. Hai să dăm câteva exemple. Atunci când tu suni pe un om ce vrea să-ți aducă o mașină la comandă sau are o mașină pusă la vânzare, că e mașina lui personală sau e mașină pentru revânzare cumpărată din altă parte și ai pus întrebarea care este ultimul preț sau cât mai lași la ea, deja ai pus cea mai proastă întrebare pe care o poți pune unui vânzător de mașini. Fie că este profesionist, cumpără și revinde, fie că este proprietar, mașină personală. A doua, cea mai proastă întrebare este câți kilometri are mașina. Dacă o mașină are kilometri mulți, automat acel proprietar sau acel vânzător de mașini nu este tentat să spună ție câți kilometri are, pentru că l-au mai întrebat alți câțiva zeci sau câteva sute de oameni despre acest lucru. Și ea, dacă are kilometri mulți, mai ales peste 300.000 sau peste 400.000 de kilometri, oamenii fug de ea ca de râie. Deși poate acea mașină este o mașină chiar foarte bună, întreținută, revizii la zi, care nu-ți mănâncă bani mai mulți decât ar mânca o mașină ce are kilometri mult mai puțini. Dar românul preferă să fie mințit frumos. Ăsta este adevărul. Revenind la întrebarea care este ultimul preț sau cât mai lași la ea, este o întrebare extrem de proastă sau cea mai proastă întrebare pe care o poți pune cuiva. Și o să explic și de ce. De exemplu, dacă eu aduc mașină la comandă sau cumpăr o mașină pentru a o revinde. Dacă tu ai pus întrebarea asta, acel om este tentat fie să te mintă, fie să spună un preț ceva mai mic, dar îți face o chestie. Vinde jantele sau setul de anvelope ce el primește bonus de la acel proprietar când o cumpără din afara țării, că aproape oricine care vinde o mașină și are anvelope de iarnă pe ea sau anvelope de vară, automat acel om proprietar are și setul de anvelope sau câteva jante pentru iarnă sau vară. De ce să-ți mai dea ție acel set de anvelope rezervă care costă câteva sute de euro până la peste 1000 de euro la mașini mai scumpe, când poate să-l vândă separat? Dacă tu îl întrebi care este ultimul preț, n-ai văzut mașina, nu știi despre ce este vorba, nu știi absolut nimic despre acea mașină și pui întrebarea care este ultimul preț sau cât mai lași la ea. Referitor la numărul de kilometri, am un clip pe acest canal de YouTube în care am explicat metodele prin care se pot da kilometri înapoi la aproape orice mașină de către oricine cu șanse aproape zero de a fi descoperit vreodată. Și chiar nu glumesc când zic acest lucru. Dacă ești curios, intră în secțiunea de membri ai canalului și vezi clipul. Aduc mașini la comandă și nu vreau să cumpăr pentru a revinde, deoarece este un stres foarte mare a discuta cu 10 sau sute de oameni la telefon să te întrebe despre X mașini sau X modele. Să presupunem că ai un anunț de vânzare cu o mașină. Dacă te sună 100 de oameni, cel puțin 80-90 dintre ei nici nu vin să-ți vadă mașina respectivă. Doar pun întrebări, dar nu se deplasează, nu vin, nu depun efort, nu consumă deloc timp, energie sau nu vor să implice a vedea acea mașină. Atunci, eu când mă duc să găsesc o mașină pentru cineva sau caut o mașină pentru cineva să o găsesc, în maxim 24 de ore am făcut o listă cu mașini la acel buget, am plecat la drum în căutarea lor, fie mă duc eu, fie contactez pe cineva care este mai aproape din acea zonă, prieten, colaborator sau partener, dar în acest fel eu mă asigur că din 10, 15, 20, 30 de mașini găsești cel puțin una sau două bune. Făcând acest procedeu, niciodată nu m-am întors cu mâna goală sau niciodată nu m-am întors acasă fără a găsi mașină pentru clientul respectiv. Dacă tu ai pierdut luni de zile la telefon sunând sute de oameni, mai rău te-ai încurcat, mai rău te-ai derutat decât ai aflat ceva. Dacă tu stai câteva luni de zile sau poate chiar și un an de zile, am avut oameni care stăteau și de 6 luni sau un an de zile în care tot căutau să-și cumpere mașini și nu găseau nimic pe placul lor sau nimic pe gustul lor. Dar acei oameni nu făceau absolut niciun efort să vadă 10, 20 sau 30 de mașini într-o zi, cum fac eu sau cum face oricine altcineva ce este în acest domeniu auto. Dacă eu mă duc sau caut mașini, automat am costuri, am stres, am timp pierdut, am cheltuieli. Este absolut logic că aceste servicii nu sunt gratuite, nu sunt moca sau nu merg pe principiul boss, arată-mi și mie dacă te duci undeva 10 mașini sau arată-mi câteva mașini că dacă e ceva, o cumpăr. Nu merge așa. Dacă eu consum și cheltui timp, bani pe carburant,
pe deplasări, pe plata anumitor servisuri auto, pe plata anumitor colaboratori să mă ajute atunci când eu pot sau nu pot să ajung în acele locații, nu am cum să ofer acele servicii 100% gratis sau pe moca, pe prietenie. Avansul cel mai mic pentru o mașină adusă la comandă este de obicei între 10 și 15% din valoarea mașinii respective. Eu am ales varianta ca diferența de bani să fie plătită direct la proprietarul mașinii, pentru că niciodată nu am luat mașini din parcuri auto, de la firme auto sau de la dealer ori revânzători. Am cumpărat mașini doar de la persoane fizice, proprietari, ce aveau mașina lor personală. Pentru membrii acestui canal de YouTube pot să fac genul de ofertă, să zic, hai, o las la 250 de euro avansul pentru orice mașină la orice valoare și restul plătești când îți vine mașina acasă. Facem un contract și plătești când îți vine mașina acasă. Pentru ceilalți care nu sunt membrii acestui canal de YouTube sau vor să își cumpere o mașină foarte bună adusă la comandă, în maxim 10 zile, pentru că în maxim 10 zile noi ne încadrăm de la data comenzii până ajunge mașina acasă, tariful minim este de 300 de euro bani în avans pentru aducerea respectivei mașini, iar diferența o plătește când ajunge mașina acasă. Să presupunem că o mașină ar costa 10.000 de euro sau ai buget 10.000 de euro. Dacă acea mașină este 10.000 de euro în afara țării, este imposibil să o aduci tu fix cu 10.000 de euro în țară, că nu te poți încadra să o aduci doar cu câțiva euro, indiferent pe ce metodă ai aduce-o. Eu întotdeauna am oferit posibilitatea la oameni și la mai multe variante de plată sau variante mult mai ieftine de a-și cumpăra mașini la comandă sau a cumpăra mașină de unde vor ei. Metodele sunt următoarele. Fie îți găsesc mașini în maxim 24 de ore la bugetul tău și te deplasezi în țară sau străinătate să le cauți singur, te descurci, sau mă ocup eu și le verific, le caut. A doua variantă, serviciu de consiliere auto, nu ești hotărât la un model anume, la bugetul care vrei să-l iei, pur și simplu este o taxă cât este acea consiliere, o jumătate de oră, o oră când stăm la telefon și discutăm, tu îți iei un pic și o foaie, îți notezi acele detalii amănunte, ce trebuie să fii atent, ce trebuie să cauți și te descurci singur. Varianta numărul 3 este, dacă vrei o mașină la un anumit buget pe care tu-l ai, trebuie să știi exact cât te costă întreținerea, înscrierea și toate actele necesare pentru acea mașină încât ea să fie pusă în circulație să mergi cu ea. De exemplu, dacă tu cumperi o mașină nematriculată, neînscrisă, automat o să ai costuri de matriculare, de înscriere, taxe pe care trebuie să le plătești, plus asigurare, plus rovinietă, inspecția ITP sau trecerea prin rar. La varianta numărul 3 mă refer la situația în care am oferit la oameni listă cu mașini atât din România cât și din afara țării și în acest fel fiecare alege este mai rentabil să iau din România sau mai rentabil din afara țării. Eu știu foarte bine aceste costuri, câte costă o mașină și câte costă cealaltă, costurile de deplasare, întreținere și alte cheltuieli, dar dacă tu nu mă asculți sau crezi că te pricepi mai bine, nicio problemă. La majoritatea oamenilor le-am propus următoarea variantă. Dacă vrei, mă ocup de întreținerea mașinii pe un an, pe 2 ani, pe 3 ani, pe 5 ani, pe câți kilometri vrei tu sau pe ce durată de timp vrei tu, îți ofer piese lichide, produse auto, la un raport calitate-preț foarte bun, exact ce pun eu la mașină și ce aș pune eu dacă aș fi proprietarul acelei mașini, dar ofer și posibilitatea efectuării reviziilor într-un serviciu autorizat din județul sau zona de unde ești tu. Însă toate aceste lucruri nu poți să le faci pe gratis sau pe moca. Automat costă ceva bani, dar în acest fel e sigur că ai o întreținere mult mai corectă și mult mai eficient a mașinii tale decât a face după părerea unuia care habar n-are de mașini sau nu are legătură cu mașinile decât simplu fapt că este posesor de permis auto. Mai pot să-ți dau un exemplu. Eu niciodată nu am cumpărat mașini personale sub 300.000 de kilometri. Nu am cumpărat cu kilometri mai puțini din două motive. Primul motiv este că aceste mașini aveau prețuri foarte avantajoase la acea perioadă de timp când aveam eu nevoie să-mi schimb mașina sau să-mi cumpăr alta. Iar al doilea motiv este că acei oameni ce vindeau mașini plus 300.000 de kilometri, 99% dintre ei erau sinceri, serioși și puteai discuta orice.
Niciodată nu m-am băgat în genul de situații sau combinații în care am dat la anumite servisuri auto sau anumiți mecanici sume de bani să zică că mașina este bună, să zică că mașina are nu știu câți kilometri sau să facă genul ăsta de combinații. Pentru că aducând doar mașina comandă, nu mă interesa pe mine câți kilometri are mașina sau alte amănunte, îi spuneam la om exact cum se prezintă mașina, ce nevoie ar avea de piese auto pe viitor sau ce revizii ar trebui făcute, ce aș recomanda eu să fie făcute acele revizii, dacă aș fi proprietarul ei sau aș cumpăra eu personal acea mașină. Este absolut hilar și ciudat când ai chiar și mașina ta personală de vânzare și îi spui la om, hai acasă la mine să vii, îți dau cheile, mergi la ce service auto vrei în oraș, merg pe scaunul din dreapta, suni pe cine vrei, te duci la ce service auto vrei, la ce mecanic vrei, o verifici, nu am treabă, plătești acolo cât îți ia 50-100 de lei verificarea și dacă ei zic că este bună sau nu este bună, tu o cumperi sau nu o cumperi. Nu stau să o laud mașina că are nu știu ce dotări sau are ceva ce nu mai găsești niciodată la altă mașină. Te las să te convingi sigur, dar nu stăm la telefon ore în șir să discutăm marea cu sarea și povești de adormit copiii despre mașini când tu nici nu te deplasezi sau nu oferi deloc seriozitate pentru acel client, pentru acel proprietar sau pentru acel om care îl suni pentru a vedea mașina respectivă. Hai să luăm un exemplu. Dacă ai o mașină la vânzare și este mașina ta personală, te sună 100 într-o lună și stai să discuți cu fiecare 30 de minute sau o oră la telefon, gândește cât timp ai pierdut. Cât timp ai pierdut fără ca acei oameni să vină să-ți vadă mașina ta sau să depună efort, să facă un mic efort, să trimită pe cineva. Nu neapărat ei, poate să trimită un prieten, o rudă sau pe cine vrea, care este mai apropiat de tine sau din zona unde locuiești. La cumpărarea unei mașini sau negociere, niciodată nu o să poți egala experiența unuia din domeniu sau unuia profesionist, pentru că tu pui întrebări pe care acel om profesionist nu le pune niciodată. Vânzătorul de mașini, fie că este proprietar, mașină personală sau fie că este vânzător profesionist de mașini, aparținând unei firme, își dă seama din primele 5 secunde sau primele 3-4 minute dacă tu ești amator, ești profesionist, ești om serios sau stai pur și simplu la povești și te interesează de o mașină sau alta, dar nu depui efort pentru a vedea acea mașină și nu ești cu adevărat interesat de mașina respectivă. Trimiterea de poze pe WhatsApp sau anumite mici clipuri nu este 100% relevantă, pentru că dacă acel om ce vinde o mașină, să zicem că este mașina lui personală, poate să spună poze cu mașina când era super curată, aranjată în garaj sau poze de acum câțiva ani când a cumpărat el mașina. Tu când te duci acolo, este foarte posibil ca pozele acelea foarte frumoase, wow, aranjate, de arată fantastic, să nu reflecte realitatea, mașina să fie complet diferită de acele poze. Pe WhatsApp, clip pe WhatsApp, iar poate să fie o șmecherie pentru că nu știi data când a fost făcut acel clip sau nu știi 100% dacă clipul respectiv trimis ție pe WhatsApp este cu mașina în sine sau este cu altă mașină, una identică celei aflate la vânzare. Eu am oferit varianta la oameni, nu cu poze, că poze poate să trimit oricine, cu apel video pe WhatsApp sau cu mic clip pe WhatsApp și apoi când omul era disponibil, făcea și un apel video pe WhatsApp să vadă live, real, mașina respectivă ce era la vânzare. În acest fel, riscurile sunt aproape zero. Despre acest subiect aș putea să discut ore în șir și zile în șir, dar hai să ne limităm la aceste minute pentru a nu plictisi foarte tare, însă nu uita niciodată că atunci când vrei să-ți cumperi o mașină sau ai probleme cu o mașină, nu mai lua sfaturi de la amatori sau sfaturi de la oameni care nu sunt din domeniul auto, nu trăiesc din mașini sau nu trăiesc din reparația de mașini, vânzarea de piese de mașini și multe alte lucruri ce sunt legate de domeniul auto. Atât timp cât eu am scris sute de articole pe acel blog al meu, pe site, după care am renunțat că am trecut pe YouTube, am făcut sute de clipuri pe YouTube și am explicat de la A la Z multe situații de probleme, de țepe, combinații și multe amănunte din domeniul auto, înseamnă că sunt legat de acel domeniu, că nu ai cum să afli atâtea lucruri dacă ești pur și simplu total fără nicio legătură cu mașinile. În România circulă și sunt foarte multe rable și foarte multe țepe cu mașini pentru că fiecare
crede că se pricepe chiar foarte bine la mașini, însă în realitate nu este chiar așa. Hai să lăsăm pe fiecare cu domeniul lui, cu meseria lui și să nu mai luăm la mișto că ăla este tăvălit, spoit, de vaselină, de un soare, își rupe mâinile prin service auto sau altul are altă meserie. Fiecare meserie este în felul său nobilă, atât timp cât este cinstită și nu fură bani din buzunarul nimănui. Îți mai pot da un exemplu. Sunt peste 4.000 de coduri de eroare și spune-mi tu mie câți oameni știu acele 4.000 de coduri de eroare explicate, semnificație sau mii de simptome defecțiune la anumite piese la mașini. Spune mie acum dacă știe prietenul tău de la bere sau prietenul tău oarecare care n-are legătură cu mașinile, cum se repară, ce să faci dacă știe mai bine ca cel care lucrează cu mașinile sau lucrează în domeniul auto. Uneori nici chiar cei din domeniul auto nu cunosc toate amănuntele, că sunt foarte multe informații. Dar acel om mare pe cineva, mai sună pe altcineva și este aproape imposibil să nu te ajute, să nu te rezolve sau să nu-ți găsească o soluție la problema ta.